Nu, și gata. Plecăm de la Petroșani, mergem către Sibiu și dacă tot ne e în drum Sebeșu, mai facem oprire să și așa la revedere de la ei. Și asta a fost. Iar la Sebeș. Încă o dată. Bună dimineața! Bănuiesc că toți v-ați dat seama că suntem în Sibiu. Am ajuns ieri, dar ieri nu am prea ieșit din cameră pentru că eram puțin așa debusolați după despărțirea de bunici și tot, toată ziua de ieri, plus condusul, plus... În fine, nu am prea avut chef să facem nimic. Astăzi ne-am trezit, am băut cafea, ne-am relaxat puțin. E foarte cald aici în cameră, afară a început să fulguie puțin. Dar astăzi o să mergem să vizităm și noi Sibiul, cel puțin zona centru a Sibiului, iar mâine, probabil într-un alt vlog, vom merge la Valea Zânelor și la Muzeul Astra, care e al doilea, cel mai mare muzeu în aer liber din lume și eu nu știam asta, spre rușinea mea. Vă arăt unde suntem cazați aici la Hotel Park Sibiu și după aia mergem prin centru, frumosel, da? Și noi când am intrat ieri aici, hotelul se numește Hotel Park, am fost mega surprinși de cât de mare e camera asta, adică fiți atenți, avem terasa asta, o să nebunesc acum când o să ieșiți. Avem terasa asta care e enormă, frate, uitați-vă puțin cât am zis. Enormă. Suntem undeva la 15 minute cât, până la piața mică, dacă nu mă înșel. Edita mai terasa. Radiatorul aici frumos. Sau cum se numește asta. Avem două fotolii, o canapea în care am stat ieri și ne-am uitat, vedeți, am Fire Stick-ul aici, ne-am uitat la televizor, că nu ne-am uitat la televizor așa pe canapea Cilianu de multe luni. Raluca a furat de la mine de pe casă niște cărți. Și vedeți, are un fel de living așa cu dulap, cu ier acolo, aici e dulapul. Acolo stau și noștri. Iar apoi când vii aici ai baia. Ralu! Pot? Aici e baia. Salut! Hello! Cum este? Deci că mi-e machiajul de pe față, că acum... Ți-au gletul de pe față? Da. Cabina de duș. Și aici e dormitorul, e camera în sine. Aici m-am montat eu chestiile pentru editat. Vedeți că a venit și obiectivul ăla mare pentru Laponia. Acolo sunt pijamalele și patul care e foarte mare și confortabil. Și ceea ce apreciez eu mereu, lumină naturală, frate. Deci după cum vedeți, camera e de 3 ori mai mare decât mă așteptam, adică e un fel de apartament, un studio, așa, acolo avem alt televizor, foarte, foarte mișto, nu putem decât să recomandăm Hotel Park Sibiu. Ce? Ce? Oglinzi, de că mă văd și eu întreagă. Raluca, tu să te vezi întreagă, poți să te vezi în oglindă atâta, mamă. Nu. Pentru că până acum am tot dat de oglinzi doar în baie de mă văd de aici în sus. De aici în jos nu mai m-am văzut de mult. Da, recomandăm cu drag Hotel Park Sibiu, e bine, locația e foarte, foarte ok, are parcare, prețurile sunt chiar foarte accesibile, deci recomandăm cu drag să vedem cu cine surprinde Sibiu astăzi. Cu frig 100%, după aia, nu știu. E unul care merge pe... Bă, drumul nu e acolo, e acolo, la merge pe trotuar. Bravo, meșchere! Azi ne-am ofofolit bine, dacă și astăzi ne e frig și deja mi-e frig la picioare. Dacă și astăzi ne e frig, nu știu ce se întâmplă cu noi în Laponia. Deci am bluza de la pijama pentru că era cald, am lăsat-o pe mine. Încă o bluză groasă, geacă și încă o geacă. Și izmene de alea pe dedesubt. Hai, luăm... Ce? Ninge. Ninge, da. Luăm mașina, deși sunt 12 minute pe jos până acolo. Luăm mașina pentru că se va lăsa seara. Și n-am vrea după ce terminăm să ne întoarcem dârdind. Așa că o să luăm mașina, o să o parcăm undeva pe acolo. Și vedem după. Să-și văd unde mi-s cheile de la mașină. Aici, hai da. Deci noi am parcat mașina undeva pe aici și am văzut asta, strada cetății, cea mai frumoasă stradă din Sibiu. Și am zis, pe asta mergem atunci. Pe aici mergem, zonă pietonală. Și din nou am ieșit noi afară și a început să ningă. Ralu de acum să-ți dorești să câștigăm la loto, mamă. Că Raluca tot a vrut zăpadă, zăpadă și acum nu mai scăpăm de zăpadă, frate. Deci nu pe bun, eu nu mai vreau, gata. Nu mai vreau, gata, s-a terminat. Și văd acolo turnurile alea și arată foarte frumos. Oh, ce frumos. Uite ce fain se vede încolo. E prima oară în Sibiu pentru mine. Tu nu știu, ai mai fost? Eu cred că am mai fost de mică, dar nu mai știu. Nu mai știi? Da. Deci bun, zăpezuță. Asta e muzeu? Și pe ăsta-l căutam? Cred că. Muzeul Brückenthal. Muzeu de istorie naturală.
unul din cele mai mari muzee, cred că e cel mai mare muzeu și cel mai important din sud-estul Europei. Hai să vedem dacă putem să-l vizităm. Luni și marți, închis. Ghiciți ce zi e azi. Și am zis că nu venim ieri, că știam sigur că e închis luni. Dar e închis și marți. Bun, să continuăm, dragi prieteni! Aventura continuă! Vă las așa, ne terminați totuși. Palatul baronului Bruckenthal s-a transformat în muzeu și a fost primul din Europa Centrală, din Europa de Est, deschis publicului. Și aici a avut loc și marele jaf din 68, cred că e? Da, 68. Din păcate nu putem vizita, are o colecție enormă de artă, foarte chiar recunoscută în lume. Raluca o pierd pe Ralu iară. Recunoscută în toată lumea și e un muzeu care merită vizitat. Poate, dacă ne orientăm cu muzeul Astra, mâine poate trecem și pe aici și îl integrăm cumva într-un vlog. Chiar ar fi păcat să nu-l vedem și noi. Spionii. Ăsta e fingerprintul Sibiului, amprenta. Suntem în orașul de sus, așa se cheamă. Deci, asta e amprenta orașului, clădirile astea cu ochi. Despre asta, ce? Ce frumos miroase. De la Scufița Roșie, de acolo. A pâine, da. Încotro. Încotro. Mamă, nu știu în ce par să iau. Bă, chiar e frumos aici, în centrul Frankfurtului. Chiar arată foarte mișto. Disumul, zici că ești în Frankfurt. Dacă ați fost în Frankfurt, chiar în centru, lângă zona... centru de afaceri sau zona aia de business, unde sunt numai zgârienori, chiar lângă e o zonă care seamănă leit cu asta, frate. Frumos, mai venim în Frankfurt. Îmi place în Germania. Să-mi zic că lumea, bă, a stat prea mult în România. Uite că am venit și pe Nemția, încă o dată. Foarte mișto aici. Zile astea, așa, fără mașini. Asta e un hotel. Romischer Kaiser. Nu aici era primar Iohannes? Înainte? În Sibiu? Nu mă încurc, nu? Aici era. Și am ajuns la Piața Mare și chestia asta, Turnul Sfatului, Biserica Catolică, chestia asta m-a dat peste cap. Noi ce-am văzut? Ăla era Palatul Bruckenthal și ăsta e muzeu? Ne-am încurcat? Flex. O mașină. Dar uite, așa aici au da. Hartele astea ca Norvegia. Mamă, ce fain. Ce frumos se vede turnul de la catedrală. Trebuie să mergem și încolo. Avem orașe frumoase în România, mă. Foarte faine. Foarte faine. Trebuie să revenim pe sfârșit de vară, toamnă. Dacă nu suntem plecați prea departe prin lume, trebuie să revenim, că e foarte mișto. Place? Da. Stai că acum vrem să... misterul ăsta cu Muzeul Brucken... Ministerul Culturii, Muzeul Național Bruckenthal, Casa Albastră. Păi care e muzeul ăsta sau alalt? Ce se întâmplă? Suntem proști. Raluca, iar suntem proști. Iar suntem proști și abia marți. Păi și aici scrie tot Muzeul Bruckenthal. Un moment istoric. Era un domn foarte amabil acolo care ne-a spus încă o dată că e închis. Deci, da. Nu suntem noi proști. Sunt mai multe. Sunt mai multe. Aparțin de... Adică Muzeul Bruckenthal sunt mai multe clădiri. Și acolo, și aici unde am intrat noi, și aici. Da, nu știam. Nu știam de astea. Da, foarte amabil domnul, ne-a explicat foarte frumos. Și clădirea asta opulentă, așa mare, e primăria orașului. A zis omul, zic că, bă, la noi în Sibiu, aici, duminica, inclusiv duminica e deschis, dar luni și marți nu se prea întâmplă nimic. Samuel Bruckenthal. Da, nu știam, ne scuzați că v-am dat informații greșite. Aș putea să tai asta la montaj și să pară că suntem foarte inteligenți și știm ce facem, dar nu o să tai, ca să vedeți că așa e când călătorești. Vii să descoperi. Nu te băga în chestii de asta. Nu am zis nimic, Vai, cât e de frumoasă, Doamne. Se lucrează din câte văd. Doamne, cât e de faină. Știți, și am mai zis de 1000 de ori că nu sunt un pasionat să vizitez neapărat catedrale și chestii de genul, dar pe în afară, adică sunt unele care sunt spectaculoase și mă fascinează înăuntru cele care au orgă din aia mare. Dar nu se poate intra aici, sigur. Cred că mai e o intrare. Casele astea cu ochi.
cât de tari sunt. Și știi, e super mișto când vezi locuri de astea despre care, pe care le-ai văzut de 100.000 de ori și știi că reprezintă un oraș și în sfârșit ajungi să le vezi și tu, știi? Adică mi se pare că căsuțele astea cu designul ăla sunt, bine, poate e o comparație prea exagerată, dar nu știu, te gândești la Cairo, te gândești la piramide, știi? La Sibiu te gândești, eu mă gândesc la căsuțele astea. Și e foarte mișto sentimentul ăla când ajungi într-un loc despre care ai auzit mult, a deschis cineva geamul și a vrut să dea cu o țigară mâncă și tot pe mine. E un sentiment de asta, fain. Tot cum intrăm în Piața Mică, scrie acolo. Astăzi nu ne e, nu prea ne mai e frig. Ne-am fofolit bine. Ne-am fofolit bine și e ok. Dacă știam că e parcare aici, veneam cu mașina direct aici. Cât am dat? 5 lei? 5 lei? 2 ore? Ceva de genul? Dacă nu mă înșel? 3 lei. 3? 3 lei, 2 ore. Bă, deci mă simt ca în Germania aici. Deci mă simt exact ca în Germania, într-un centru vechi din Germania. Știu că au legătură. Colorate. Da. Așa mai păi, valid, așa arată centru, zona de centru din Frankfurt. Deci exact așa, cu căsuțe în astea, numai că nu e chestia asta în mijloc. Și ce e acolo? Cristai Hotel. Asta e turnul sfatului, dacă nu mă înșel. Și nu mă înșel, vă pare că nu mă înșel și asta e. Nu bine. Am așteptat puțin, așa că o să las banii ăștia aici. Și o să urcăm sus, sper să nu se supere. Lasă aici bănuții și urcăm. Și așa ne vede pe cameră, sper că nu se supără doamna de aici. Să acolo. Grijă la cap, Radu. Eu sunt mic, n-am bine. Ce înseamnă asta, atenție magic cu puternic impact emoțional? La etaj 2. Acum am înțeles, ce m-am speriat. Bă, ce m-am speriat de asta. Am și pe scoțele. Ce costă? Bă, dar ce m-am speriat, bă. Stai de la de taie capul la oameni? Da. Da. Ghilotina manuală. Ce de mai? O dita mai sabie. Uite ce ninja fac. Hai să urcăm și sus de tot. Mamă, dar cât mai e de urcă, frate? Bă, ăsta pe înăuntru e mai înalt decât prin afară. Hai de capul. Fiar ieri să fie de țigări. Mi-am mâncat viața. Și plămânii. Și banii. Și tot. Motivational speaker. Nu fumați. N-am mai avut atât decât atunci când am urcat în Vatican sus. Dar am meritat. Uitați și privește fain. Vă arăt, dar nu mai vorbesc bine. Ia uitați ce frumos se vede. Acoperit tot în zăpadă. Așa că e mișto. Super fain. Mamă, cât de mișto se poate vedea de aici. Căsuțele astea. Uite, vedeți, Sibiu e un oraș care, deși nu are, adică totul e flat, așa, e frumos, e foarte frumos, așa îi stă bine. Cu cine? Sunt geamurile astea mari, acolo e biserica evanghelică, acolo, aia e, am citit aici să nu mă gândesc, am recunoscut eu din prima. Și trebuie să mergem și aici, la podul minciunilor, că e aici aproape. Uitați cât de frumos se vede. Acolo e parcare. Ce bine stă în alb, Sibiule. Cred că ăla e podul. Dacă nu mă înșel, da, acolo e podul. Acolo să mergem imediat să vi-l arătăm. Turnul sfatului a fost construit în același timp cu cea de-a doua incintă fortificată a cetății, între anii 1224-1241. Simbolul orașului Sibiu s-a construit lipit de clădirea în care se aduna sfatul orașului. Nu mai e simbolul orașului. Simbolul orașului în ziua de azi, dacă te uiți pe internet, e podul minciunilor. În 1585, etajele superioare ale turnului s-au prăbușit. Restaurarea durând până în 1588, acesta ar fi menționat în inscripția în limba latină de pe fațada dinspre Piața Mică a turnului. În 1824 s-a demolat acoperișul piramidal cu 4 turnuleți, asemănător celui al Bisericii Evanghelice și s-a construit cupola actuală, iar cifrele
anului 1824 a fost decupată de în steagul metal din vârful acesteia. A avut rol de apărare observare, ulterior să fie ca punct de observare a incendiilor care sunt temporal și așa mai departe. Interesant. Mamă, cât de fain se vede, bă, ești nebun? Ce-mi plac casele. Sau clădiri, dacă nu știu dacă sunt case sau clădiri. Raluca bagă pe TikTok maxim acolo, că nu v-am spus, dar ne-am deschis și un cont de TikTok, dacă vreți să ne urmăriți acolo. E Cristi și Ralu, cu Y, pentru că prima oară am creat contul rău și am scris Cristi și Ralu normal, iar apoi trebuie să-l ștergem și practic ne-am luat numele noi nou. Și acum e Cristi și Ralu, dar Cristi e scris cu Y. Ne găsiți pe TikTok, dacă vreți. Ce fain. Nici nu-ți dai seama cum o șapte tace. Până când încerci să te doară picioare. Ah, nu mă bine că n-am așteptat, că banii sunt tot aici. N-a venit tanti. Las, bine că am urcat. Am mai băgat și altcineva? Nu, no. Noi am plătit. Și-am lăsat și eu leuci o bucă. Și ceilalți? Păi ce serviciu a fost top? Nu mi-a deranjat cu nimic femeia. Sau bărbat? Și după părerea mea, piața mică arată mult mai faină decât piața mare. Avem acolo turnul din care tocmai am coborât. Astea care nu mă satur să vă spun că le iubesc, deci iubesc clădirile astea de aici. Pom, 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 pom. Și în mijlocul acestei piețe găsim podul minciunilor, care e chiar acolo. De acolo de la tun se poate trece pe sub el. Casa Luxemburg undeva jos. Suveniruri. Și ăsta e faimosul pod al minciunilor. Văd că nu mai sunt lacăte, doar câteva. În multe locuri din lume au luat lacătele. Că bănuiesc că și aici a fost o grămadă. Ce mișto se vede încolo. Și eu nu o să mă duc prea mai departe, pentru că podul a fost primul pod din România de fontă, din asta, material din asta. Și bineînțeles localnicii au o grămadă de legende despre acest pod, dar cea mai importantă e că dacă mergi pe podul ăsta și spui o minciună, riști să cazi în gol cu tot cu pod. Hai să încerc, încerc? Încearcă tu, că eu te aștept aici. Nu știu, ia încerc. Da, dă mie camera, măcar că e obiectivul ăla nou, măcar să nu pierd tot. Hai, zi o minciună și du-te. Nu te iubesc. Cade podul acum cu tine. Stai. Înseamnă că ai zis adevărul. Nu? Da? Fain podul minciunilor ăsta. Tocmai a rupt o relație de 11 ani. Ești nebun la cap. 11 ani? Aici e podul minciunilor. Și probabil se vede mai bine de jos. Ia să vedem, să nu-mi cadă camera. Aici se 1859, scrie pe el. Acum o să ne plimbăm așa fără, că ce aveam noi pe listă așa de văzut am văzut, deși majoritatea n-am putut intra. Dar le-am vizitat pe ei în afară. Catedrala aia e superbă, e foarte frumoasă, probabil cea mai frumoasă pe care am văzut-o până acum de când suntem în România, de mai bine de o lună. Și acum o să ne plimbăm așa la Andala, probabil o să și mâncăm ceva și o să intrăm pe străduța aia de acolo. Că, nu știu, pare interesant. Ha? Uite ce fain e pe aici, vezi, am ales bine. Ce să văd? Ce sunt o vană. Deci uitați-vă puțin. Piața Aurorilor. Nu prea mă mai țin picioarele după ce am urcat în turn. Deci tocmai am trimis un audio lui Cătălin. Și ca să vedeți că... Și atunci mi-am dat seama că mi-am trimis audio. După doar câteva ore, pot să spun, eu personal, nu știu dacă Rale e de aceeași părere cu mine, că Rale e cu pozele, pot să spun că așa la prima vedere, și paranteză, prima impresie despre un loc când călătorești e mega importantă, dacă nu uitați, ziceam puțin noi în Republica Dominicană, că nu ne-am bucurat de o țară întreagă din cauza unei prime impresii. Pot să spun că Sibiu e unul din cele mai frumoase locuri în care am fost vreodată, nu din România, din toate țările în care am călătorit și am călătorit în câteva. Și acum e... De mișto e orașul ăsta, bă, să mor dacă nu e...
din cele mai frumoase locuri în care am fost. Worldwide, I mean. Deci da, pot să spun că e unul din cele mai mișto locuri. Nu știu dacă e și de la Căninge, așa ca în povești acum și acoperiș și e puțină lume, dar ca design, ca arhitectură, cum e, e tot așa, nu știu, nu știu. Dar Ralu, ți se pare unul din cele mai frumoase orașe dintre toate prin care am fost? Nu din România, din lume. L-ai băgat în top 5? Poate. Eu da, 100%. Deși eu sunt un om de metropole, adică pe mine acum întreb, îmi place, îmi plac orașele mari, dar oricum, Sibiu, bravo, bravo, bravo. Și mi se pare incredibil că e monument istoric și muzeu pe aproape orice clădire aici. Știți ce aș face eu aici? În Edinburgh, Scoția, se organizează seara niște tururi din astea de, cum se numesc în română, de urmărind fantome sau legende sau chestii de genul. Mi se pare că Sibiu e un oraș perfect pentru a face tururi din la noaptea pe străduțele astea, știi? Cu legende, cu chestii de genul. În Edinburgh se fac foarte multe și aici prinde chiar bine, zic eu. Probabil deja se și fac. Nu știu cum o să pun camera. Mă, mi-a înghețat mâna rău de tot. Doamne, iartă-mă, am crezut că femeia asta e ceva ninja când am văzut la reportare. Ce? A. Și pe lângă toate astea, ai lângă, ai păltinici, dacă vrei să te duci la schi, noi nu o să mai mergem, pentru că ne-am dat cu Sania de ne-a ieșit poc și am prins zăpadă, ne-a ieșit poc. Ai muzeul Astra, care e al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din lume. Ai Transfăgărășanu. Ai autostradă până la Sebeș, până la Alba, până la Brașov, dacă nu mă înșel. Adică sunt multe lucruri de văzut în zona asta, pe lângă Sibiu. Și Valea Zânelor, unde o să mergem mâine, Sighișoara, la 2 ore, sub 2 ore, care e următoarea noastră destinație. Foarte mișto, foarte mișto, foarte, foarte mișto. Și din nou am venit așa cumva și obosit și puțin supărați. Și că deja totuși avem mai bine de o lună, o lună și două săptămâni în România în care am făcut aproape daily vlog și ne-am mutat din două, trei zile. Ne-am tot mutat, am făcut multe videouri, am editat o grămadă și cumva ne-am obosit. Dar am ieșit afară aici, am dat o plimbare de, în primele 20 de minute deja ne-am activat înapoi. Terasă la cuptor, ăsta e restaurant, uite ce faină e clădire. Acum mergem către Catedrala Sfânta Treime, care e undeva la 10 minute de aici. Aici sunt din nou, trecem pe sub podul minciunilor și am tot văzut mașini și nu știu, e o limită de mașini care pot trece pe aici cumva, tot timpul stau mașini la coadă aici. Nu știu de ce, să-mi explice și mie cineva care stă în Sibiu, care e combinația aici. Uite, ăsta e și direct, dar acolo e mai coada, care să vină încoace în sus. Și am ajuns. După spusele Google, e Catedrala Sfânta Treime, după afișe, Catedrala Ortodoxă. Bănuiesc că e același lucru. Aici e Facultatea de Teologie, chiar peste drum. Ce fain, înveți aici, lucrez acolo. Și pare deschisă. În această clădire s-au întâlnit la 23 octombrie, 4 noiembrie 1861, reprezentanții românilor transilvanieni pentru constituirea Asociațiunii Transilvane pentru Literatura și Cultura Poporului Român. Deci tot e monument istoric în orașul ăsta. Orice, orice construcție, orice clădire, orice e monument istoric. Monument istoric, Catedrala Ortodoxă Mitropolitană Sfânta Treime, da, e ok. Mitropolitană, nu metropolitană, că tot metropolitană am spus. Hai să tragem un ochi dacă putem. Uite cum se dezinfectează, doamnă, bravo, ei. Nu știu dacă puteți să vedeți mare lucru, pentru că sunt lumile stinse. Dar o să fac poze cu telefonul, că telefonul face poze mișto și o să fac un poze de aici. Măcar așa puteți să apreciați mai bine. Uite, aici avem suveniri aduse din Meteora. O să vă las vlogul pe aici, pe undeva din Meteora, că probabil e unul din cele mai bune vloguri ale noastre la din Meteora. Este? Da, foarte frumos. Vă las linkul să-l vedeți, dacă nu l-ați văzut deja. Ce frumoase sunt toate căsuțele astea. Ce frumoase sunt toate căsuțele astea. Încă o dată. Până zici bine. Ce frumoase sunt toate căsuțele astea.
și tipic omenesc. Dacă vezi coadă, te duci și tu. Gogoșiria veche, mă gândesc că e bun ce se vinde acolo. Am văzut coadă, ne oprim și noi, ne luăm și noi și mâncăm din mers, că trebuie să mergem către mașină oricum. Deci o să-mi iau de toate de aici. Deci fiți atenți. Cu 23 de lei am luat așa. Două felii de pizza, una normală, una picantă, doi covrici cu susan, doi covrici cu mac. Bă, și ce bine arată, și spufo și mari. O gogoașă cu zmeură și un covric cu măr. N-am zice, cu sare. Dar mai vrei ceva? Da, da, mai vrem. Mă, tu știi ce bine arată toate acolo? Uitați-vă puțin la ăsta, cum sunt ei fluffy așa. Ralu, da. Trage și mie de asta, te rog frumos. Stai, două secunde. Trage un pic de asta. Mersi, e fain. Oh, Doamne. I love you, Sibiu. Merge? Da. E bun. Hai, Doamne. Și din spusele voastre pe Instagram am aflat chiar aici lângă hotel. Se află unul din cele mai mari parcuri din Sibiu, dacă nu cel mai mare. Hei, știți cât de mare e parcul ăsta? E parcul sub Arini. Arini? Da. Cunoaște natura din jurul tău. Fată! Hai că ți-o înghețat bocănceii! Na, nu te înțelegi cu ea. Nu alunecă! Fata asta e fericită tot timpul, frate, nu știu cum reușești. Ok, noi am ajuns acasă chiar acum când se lasă seara. Ne-am umflat de covrigi și de toate nebunile pe care le-am cumpărat acolo, iar seara o să luăm cine la restaurantul de aici de lângă. Ce să vă spun despre Sibiu? Așa ca prima impresie, pentru mine v-am zis, îl clasez în top 5 orașe pe care le-am vizitat până acum. Și nu e ca și cum ar fi prins neapărat în toane bune. Cei care ne urmăresc pe Instagram ați văzut că azi dimineață mă simțeam, mă durea capul, zici că azi noapte dormisem cu BMB-ul ăla din Flintstone și mi-a acolo în cap toată noaptea. Dar da, un oraș foarte, 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 foarte frumos, Sibiu. În următorul vlog, v-am zis, mergem Valea Zânelor, mergem Muzeul Astra și mai avem chestii de vizitat până pe 31 când zburăm către Suedia. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și până în următorul ne vedem pe... Ne vedem pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspundem la toate întrebările și nu uitați, jos în comentarii la fel. Da. Ne vedem în următorul. No, bine, ciao. Ah, și avem și TikTok. Da, avem TikTok.